Eu cred că revenirea existențială la învățătura lui Hristos e o platformă perfectă pentru pace socială, pentru păcarea cu sine, pentru regăsirea celorlalți dincolo de aceste clivaje. Forța aceasta slabă a creștinismului lucrează de două milenii. Ea a fost mereu la un pas de criză, de politizare, de tensiune pe fondul dintre... Ciocnii dintre o ortodoxie și diverse erezii. Uh -huh. Dar uh, izvorul e limpede, trebuie să ne readăpăm la el, trebuie să recitim uh, Noul Testament, trebuie să vedem care e nou legământ al Dumnezeu cu, uh, cu oamenii Săi, uh, ajunși ai Săi prin botez. Ce înseamnă acest botez al Europei? Cum se putea naște Europa fără botez? Uh, pur și simplu, ar fi pierit sub migratorii asiatici. Acum, migratorii asiatici sunt din nou anteportati și trebuie să, să vedem, totuși, în termene ăștia civilizaționale, existențiale, ce avem de făcut, ce avem de îndreptat pentru a regăsi umanitatea din noi, solidaritatea, iubirea de celălalt, inclusiv față de ruși, care sunt un popor, o națiune, o repet, o națiune europeană ca vocație. Nu?